în România, pădurile prezintă o compoziție diferită în zonele de câmpie față de cele deluroase sau de munte. Foioasele se întind de la 200 la 800 de metri altitudine, pădurile de amestec între 800 și 1200, iar la peste 1200 de metri este etajul coniferelor. Pădurile de foioase sunt recunoscute ca cele mai complexe ecosisteme forestiere. În climatul temperat al țării noastre, complexitatea stratificării verticale este dată de aspectul reliefului și climatul cu patru anotimpuri. Solul, suport al vegetației, cuprinde stratul mineral și cel organic. O litieră bogată acoperă solul forestier. Ea este alcătuită din frunze uscate, aflate în diferite stadii de descompunere. Pădurile de foioase pot fi formate dintr-o singură specie de arbori, stejarete, făgete, sau din mai multe specii, stejar, carpen, arțar, ulm, tei, besteacăn. La acestea se adaugă diferiți arbuști, precum alunul, păducelul, cornul și plantele ierboase. Cu cât o pădure este mai puțin afectată de influența umană, cu atât va avea o bogăție mai mare de specii. Animalele sunt adaptate resurselor de hrană. După modul de hrănire, pot fi erbivore, carnivore sau omnivore. Din păcate, defrișările, folosirea insecticidelor, zgomotul produs de mijloacele de transport, vânatul, sunt câteva exemple de activități umane care au dus la dispariția a numeroase specii.